Bine v-am găsit, Liga Digisport, în această după-amiază, o după-amiază în care vorbim despre derbiul de ieri, dar nu numai, mai sunt două meciuri de jucat astăzi, ultimele partide din prima etapă, din play-off, respectiv din play-out. FCSB cu Farul, meciul care încheie această zi și mai devreme, de la ora 18, după emisiunea noastră, mai e o repriză de știri și imediat, la ora 18, avem Botoșan cu Gaz Metan Media. Așadar, avem foarte multe subiecte, suntem într-o săptămână în care avem parte și de Liga Campionilor, patru meciuri foarte interesante, intră în scenă și Chelsea, echipa lui Abramovich, care are mari probleme în această perioadă. Dar noi suntem aici, cum spuneam, împreună cu Ion Crăciunescu și cu Florin Bratu, să vorbim în primul rând despre derby, dar și despre alte subiecte. Florin, o perioadă o să lipsească motivat din studio Digi, pentru că are foarte multă treabă. Va avea foarte multă treabă. Pe teren, aici sau pe teren, pe afară? Și aici și afară. Și în Europa și în Africa. Și în Europa și în Africa. Merge la Casablanca. Asta, activitatea asta de antrenor nu este ușoară, nu te duci, te relaxezi, te duci cu emoții, cu asta. Și vă duceți cursă de linie? Da. O emoție în plus. Exact. Trebuie să le faci instructajul băieților, ca la instructorii de zbor. Acum o să fie cu ei, așa că... O să fii tot, nu o să fie probleme. Să sperăm. Nu poți să știi niciodată. Da. Da. Haide să începem cu, să dăm Cezarului, Adrianului, să începem cu... cu derbiul, cu victoria pe care... Cum îți place ție, cu Rapid să începem, nu? Adi Mutu obține o victorie, prima după atâta amar de vreme. Au trecut 14 ani de când a bătut Rapid ultima oară pe Dinamo. Florin Bratu marca în acel meci. A și condus Dinamo, dacă nu mă înșel, dar până la urmă au întors dinamoviștii. Au întors rapidiști și s-a terminat 2-1. Ce nu vă venea să credeți că a trecut atâta amar de vreme, nu? Atâta amar de vreme. Da, 5 ani în lipsire. Bine că au fost cam așa, nu? Diferite. Din Liga 1. 2015, mai mult chiar. 2015, vreo 6 ani. Vreo 6 ani, 5-6 ani. Chiar 7, dacă e. Da, depinde cum... pe sezoane. Dar... nu s-a pus problema, nu știu, toată lumea a spus că este un derby. Da, a fost un derby. Steaua din Rapid. Bine, vă duvi de prezența spectatorilor. Aici am vrut să ajung. Dom'le, dacă este un meci de ăsta care se anunță, chiar că toată lumea a văzut că a spus și vreau să susțin și-o în continuare. Dom'le, să găsești și alte motive decât gata, suspendăm terenul, nu mai lăsăm pe nimeni. Pentru câțiva indivizi pe care trebuie să-i săltăm. Și dacă echipa gazdă vine, domne, cu filmul identificat, îi duce la poliție și îi interzice pe stadion sau le dă niște sancțiuni, nu trebuie să răstignim toată lumea pentru 10 inși care nu vor să se încadreze în limitele normale. Domne. Nu putem să facem dintr-un derby un meci amical. Pentru că dar e meci amical fără spectatori. Cum îi depistezi pe cu camere? E greu. Da. Cu camere. Nu sunt camere la stadion? Eu un vacarmul ăla, că eu merg la toate meciurile. Da, e un anumit număr de camere, obligatoriu trebuie să fie un anumit număr de camere, da? Care le identifică, îi duci. Că nu o să-i prinzi 100% pe toți, dar ajunge să prinzi 70% sau 80%. Exact, și dai niște măsuri de astea, niște măsuri individuale, pentru că greșelile sunt individuale, nu sunt greșelile unui stadion întreg. Și atunci, ce faci? Una e să joci cu spectatori un derby Steaua Dinamo, care rapidiștii, să știu, și dinamoviștii cum sunt ca și spectatori, cu atmosferă, așa, o atmosferă de meci amical. Efectiv, atmosferă de meci amical. Trist. Pe cuvânt, dacă nu trist, nici nu-ți vine să te uiți la televizor când vezi că nu e... spectatorii au rolul lor. Sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră și într-adevăr asta ar trebui să facem, asta spunem și noi, dar probabil că și oamenii ăștia vor lua măsurile care se impun și care sunt normale. Să le schimbe, în 2022, adică să schimbe legea Dragomir, atât de mult clamată, e cam depășită, hai să fim sinceri. Rest, altfel, da, despre meci lăsăm pe Florin sau și pe dumneavoastră vă lăsăm, dar... Rapid a fost net superior, nu se punea problema încă de la începutul partidei. Se știa că este o diferență între cele două combatante mari. Una trage pe partea să meargă cât mai sus și una... partide din sezonul regulat, dar dinamoviștilor le-au lipsit vreo 4-5 jucători, s-au cunoscut acum. Le-au lipsit 4-5 jucători, însă, uite, vreau să spun ceva. Eu cum am văzut pe Dinamo și mă urmăresc așa de mai mult timp. Spuneți că sigur că șansa lor este să joace baraj, șansa că de...
De scăpa de baraj nu pot să se ducă mai sus, după părerea mea. Dar cred că la baraj au șansă mare să meargă mai departe. Chiar dacă spun unii că, dumne, stai să vedem dacă cad cu Ucluș, care mie mi-a plăcut foarte mult, Ucluș, sau Sibiu, sau Hermastat, o să aibă grea. Dar eu nu. Cred că să mențină diferența care este între Liga 1 și Liga 2, chiar dacă este vorba de Dinamo, fiindcă au câțiva jucători acolo care e o echipă mai cu tupeu, matură, mai... Florin, din punct de vedere tehnic, cum ți-a părut ție meciul de aseară și în ce măsură poate fi pusă la îndoială la victoria Rapidului? Da, poate că golurile acestea date de Rapid foarte, foarte rapid. Foarte rapid și foarte pe greșeli, ca să zic așa. A pus pe Giuleștene așa o relaxare. Mm-hmm. Au și luat golul acela dintr-o neatenție, la fază fixă, când Torje și cu Vlad Morar au gândit foarte bine acel moment. Dar per total mi s-a părut că prin așezare, prin mobilitate echipei Rapid, au controlat jocul. Mm-hmm. Rapid înainte de toate, pentru că Adimutu e foarte greu acum să schimbe din punct de vedere tactic lucrurile și să facă o revoluție acum la Rapid. El poate să motiveze foarte bine echipa și să-i dea un impuls în ceea ce privește rezultatele. Rapid avea nevoie de rezultate, venea de aceea Miță Iosif a fost schimbat, pentru că echipa nu mai câștigase de foarte mult timp. Are și un program la care l-a ajutat. Societatea Rapid în momentul de față și prin venirea lui Adi Mutu a reușit acest lucru. Da, și e și programul ăsta, mai urmează un meci cu Clinceni, pe urmă se și întrerupe pentru două săptămâni, adică pare că e o dinamică perfectă pentru Adi Mutu. Da. Și pentru Rapid. Și pentru Rapid, categoric, dar acum vorbim din perspectiva lui, da, categoric. Aveau nevoie de victorie și lucrul ăsta s-a întâmplat. Da, și... Pare că e o atmosferă bună, s-a creat acolo, văd mulțumirea jucătorilor, văd bucuria lor strânsă așa și cu toții după fiecare gol. Sunt lucruri pe care poți să le reușești ca și antrenor în scurt timp. Acum, probabil că în următoarele săptămâni, poate și în această pauză, Adi va avea mai mult timp la dispoziție să lucreze și să-și impună puțin din bine, asta, ideile pe care le-a. Tu din jucător, că Edi Iordănescu, nu știu dacă ia, dar tu s-ar putea să iei. Nu contează, el are la dispoziție un lot și știe... Rani, și mie ți-a plăcut că el e jucătorul care în ultimul timp s-a făcut remarcat așa. Da, Rares este într-o creștere de formă. A fost și cu tine? A fost, eu l-am luat la acțiunea din noiembrie și a și debutat la Under 21 cu Italia, da. Uh-huh. Dar el face și obiectul convocării la sub 19, nu? El, da, la sub 19, jucător născut 2003, uh-huh. au o șansă formidabilă să se califice la campionatul european. Acum, da? Nu? Acum. Deci, mai degrabă îl lasă ajute acolo. E un punct acolo, de interes pentru toată lumea și... Vă dați seama, cred că de foarte mulți ani nu ne-am mai calificat la un campionat european de Under 19 și iau o generație bună, cei de 2003, sub tutela lui Adi Văsui, pe care îl apreciez și... mult și cunoaște foarte bine. Și trebuia cred să eu că... și jucăm, nu? Să fie un turneu final, da? Cu da, Under 19 în România. Dar nu a mai fost. Pandemia s-a cât dereglat. Cât jucătorii de la Rapid? În Păi nu știu, vedem zilele următoare. Păi nu ai... Nu, ai, nu, nu sunt multe soluții. Păi nu e, sunt doi, practic. Sefer și Rareșilie. Rareșilie și Pănoiu mai este. Pănoiu nu prea a jucat și vine după accidentare. Mă refer la cei sub vârstă. Da. Deci lasă pe Rareșilie la sub 19, îi lasă lui Adi Văsui și eventual să-l ia pe Sefer. De la Viitorul e cei mai mulți, nu? Pe Viitorul joacă cu un singur under. Da, Farul joacă cu un singur under în primul 11, maxim 2. Păi și numai o echipă, că mai au o echipă în Liga 3. Păi da. Da, ce? Îi urmărim pe toți. Nu ne spune, da. nu scoate nimic. Dar de unde e cei mai mulți? Dar de unde e cei certați-o, domnul Grăcinescu. Că... Păi iau echipele, vă dau un lot lărgit așa dacă vreți. Nu din România, zici de unde, de ce oraș dă cei mai mulți? Păi nu știu. Timișoara, da? Timișoara nu, da. Avem în Craiova, avem FCSB. De la FCSB, da. Sunt multe, avem Farul, avem, de ce nu, Mioveni, avem, ce mai avem acolo, avem și din Liga a doua, da, avem foarte Petrolul, bine, avem poate Fundașul Dreapta, nu, e foarte poate interesant. Poate Cluj, sunt multe, sunt foarte multe. Bine.
Chiar și Liga a doua urmărim, am fost și la meci, de acum ce? La pentru Buzău. Copii, cu... Liga a doua e... Cu... Hey, da, Liga a doua a oferit, suspansul a oferit Liga a doua în weekendul ăsta. Da, da. Cu Csereda, care și-a dat cu stângul dreptul, era la mâna ei, ca să zic așa, da, au condus 1-0, i-a egalat Brașovul și a profitat Unirea Slobozia. Adică au avut 1-0 pe ripensia. Cea mai mică șansă. Da, Unirea Slobozia părea, da, fără nicio șansă și... Un și Buzău, care... că Buzău la jocul rezultatelor, dacă egala pe Chiajna, da, să da, mergeau putea, împreună. Putea să meargă, da? Deci mergeau împreună, da, și bine, scotea pe Slobozia. Bine, puțin și arbitrajul la Buzău. Dar nu știu, am fost la meci și n-am văzut. Am fost avem de la Buzău. Avem de la Buzău. Avem și de la Buzău, avem și din, avem și din Franța. Suntem cosmopoliți, domnul Crăciunescu. Bineînțeles, nu mai iertăm pe nimeni. Nu mai, cu... nu mai iertăm pe nimeni. Mi-au apărut niște că mă uitam, mi-a trimis Severin și mă uitam, zic, Letexier. Bă, unde arbitrează ăsta Letexier, că nu știu. E la PSG cu Bordeaux și Marco Guida, deci suntem internaționali. De acum încolo să se teamă și francezii și italienii. Bine, da, să vedem ce au și prin Franța. Păi îi luăm la Purica și pe gata. Și prin Franța cu VAR, cu VAR cu tot. Pe toți în Anglia cu VAR cu tot e... E jale. Bun, uitați. Hai să vedem și ceva reacții până ajungem și la capitolul arbitraj, dar aș vrea să vedem ceva reacții, să-l ascultăm pe Adi Mutu, pe Dragoș Grigore și pe Alex Ioniță. Alex Ioniță, de când tot zic pe aici de Alex Ioniță, începe să se apropie de varianta. E cam la 60% acum. La 100% va fi din nou la echipa națională mare. E un jucător, chiar, e un... Care am mai fost puțin. La echipa națională. Da, fost și... Da, ești unul din jucătorii la care te-ai duce la... Pentru care te-ai duce, dar la un meci să-l vezi pe viu jucând. La întâlnire, un jucător care are ceva special, știi? Și lucrul ăsta noi spectatorii să... spunem, exact, băi, m-aș duce să vă pui Ioniță cu jucătorii. Are ceva special, dar trebuie să fie depinde și obiectiv, să spunem că... El trebuia să ajungă mult, mult mai departe categoric la calitățile de pe el depinde. A stat depinde un an de zile cu acea problemă. A stat, dar și înainte de asta. A fost accidentat. Și înainte mai de mai asta. Mămoz, mai alintat, mai da, ce acum, calități gata. Are, da, are calități, da, de fotbalist. Trebuie să-l ajutăm. Puțini jucători pot să dribleze cu ușurința lui și are tehnică. Dar l-ajută un Dinamovist, culmea, vezi? Și-au făcut-o cu mâna lor. L-ajută un Dinamovist foarte mult. Pe cine? Pe Ioniță. Te referi la Mutu? Nu, mă refer. Și la Mutu mă refer la Marius Nicolae, mai ales. Face individualizare cu... Păi, dar nu știu dacă mai face acum. A făcut și l-a repus pe picioare, da, da. Și... Atunci când el stătea. Și au rămas într-o relație foarte bună și ține cont de sfaturile lui Săgeată și uite că a fost o Săgeată otrăvită pentru Dinamoviști. Amândoi stângaci. Și amândoi stângaci, da. Bine, numai care avea și forța lui Săgeată, ar fi complet cașulul cu forța. Da, dacă era un imbinat combinat, nu știu dacă neapărat forța lui Săgeată, aș spune mai degrabă explozia, ambiția. Ambiția și ambiția. Și tot și ambiția. Da, mie mi-a plăcut mult de tot. Da, uite și el, ghinionul unei accidentări, l-a tras mult înapoi. Mă uit și la tine că și tu ai avut. Da. Bun, hai că ne întoarce, că iarăși ne băgăm în butoiul cu melancolie și nu certă lumea. Mutu, Grigore și Ioniță. Cred că a fost un meci în care am dominat, mai ales în prima repriză. Am făcut un meci foarte bun, băieții au respectat ce le-am cerut, au avut reacție după pierderea mingii, au avut o atitudine foarte bună și s-a văzut asta în teren. Nu trebuie să facem prea mare sărbătoare din această victorie, important să avem continuitate în victorie și, bineînțeles, ei știu foarte bine că concentrarea și atitudinea face diferența între echipe. Bineînțeles că eu sunt mulțumit în primul rând de jocul echipei și de atitudinea băieților și îi felicit pe această cale, dar într-o mine rămâne totuși un joc, chiar dacă a fost contra lui Dinamo și de mâine îl voi uita, pentru că ne așteaptă alte meciuri. Siguranță e o victorie importantă de moral și rapid a așteptat această victorie 14 ani. A venit acum, dar important e că suntem pe un drum bun și sper că din ce în ce să fie mai bine. O văd capabilă să salveze, pentru Dinamo fiecare meci e capital. Cred că în această seară noi am fost mai pregătiți mental pentru acest derby decât ei și s-a și văzut în teren. Am făcut ce a trebuit, ceea ce mi s-a cerut și rezultatul este o consecință a ceea ce am antrenat și ceea ce am jucat în această seară. La fiecare meci vom intra cu gândul de a-l câștiga. Acum rămâne de văzut dacă vom și reuși acest lucru. E bine că am reușit să legăm două victorii.
de mâine încolo va trebui să ne gândim la meciul contra Clinceniului, fiindcă eu cred că ne va aștepta o partidă mult mai dificilă decât am avut în această seară, sincer să fiu din punctul meu de vedere. Și n-aș vrea să fac o comparație cu la ceea ce a fost și ceea ce este în prezent. Aș vrea să-i mulțumesc personal public și lui Mihai Iosif, fiindcă atâta timp cât a fost aici, a încercat și a dat tot ce a avut mai bun pentru ei, pentru echipă, pentru noi, pentru dânsul. Însă, din păcate, a fost acea perioadă destul de lungă în care echipa nu a reușit să câștige. S-a luat hotărârea ca el să fie schimbat. E important ce facem de acum încolo. Aș vrea să fiu scurt despre Dinamo, nu arată foarte bine și atât de tot. Ne bucurăm că am reușit după 14 ani, n-am mai câștigat cu Dinamo acasă. Așa m-au anunțat cei din conducere, habar nu aveam. Ne bucurăm, dar din păcate nu avem fanii alături de noi. Ne-am fi dorit pentru că ar fi fost o atmosferă foarte frumoasă cu ei în tribună. Domnul Iosif și-a făcut treaba cu vârf și îndesat la Rapid, a promovat echipa când nimeni nu mai spera la lucrul acesta. Dar atunci când vine un nou antrenor, clar toată lumea vrea să demonstreze că merită să joacă, atitudinea se schimbă, nu a fost vina antrenorului că a fost schimbat. Totul pleacă de la noi, de la jucători, probabil nu mai răspundeam la ceea ce ne cerea domnul Iosif și această schimbare se pare că a venit cu bine pentru noi, pentru echipă. E un început, un nou început pentru mine. De când am revenit la Rapid, asta mi-am dorit și muncesc în fiecare zi pentru asta și sunt sigur că o să-mi îndeplinesc obiectivele. Am vorbit din perspectiva Rapidului, dar trebuie să analizăm derbiul și din perspectiva celor de la Dinamo. O știre interesantă pe digisport.ro, Mircea Rednic a mai vorbit și săptămâna trecută la Digisport Special, revine acum și spune că nu prea mai are nicio treabă cu cei de la Dinamo de acum, dar că își așteaptă banii din partea celor de acolo. Nu am mai discutat și nu voi mai discuta cu Zăvăleanu și Mureșan. Oricum ei vorbesc prea multe, iar lucrurile nu stau tocmai cum le tot spun ei prin presă. Apropo de asta, domnul Iuliu Mureșan nici n-a fost prezent aseară la partidă. Speculații cum că ar pleca din nou, că nu s-ar înțelege foarte bine sau prea bine cu cei de la DDB, din programul DDB, care au insistat și până la urmă l-au impus pe Dușan Urin la echipa. Dușan Urin, da. Un antrenor care a lucrat la Timișoara, nu știu, ați lucrat cu el în acea perioadă? Prea puțin. Nu l-am prins, prea puțin, am stat eu cu dânsul. Dar la Dinamo am văzut că acum încă un antrenor și-a revendicat și-a câștigat în justiție. Mm-hmm. Are 10.000 de lei pe lună și am făcut eu socoteala, nu știu, are parcă 2 ani, că se dă pe toată perioada, inclusiv de când a fost, și să strânge o sumă măricică așa de bani pe care o datorează Dinamo, la ce greutăți au, asta le mai trebuia. Da, păreau... Domnul Mureșan, îmi place că a fost un om care s-a ținut de cuvânt, îmi plac astfel de oameni, dom'le, când spun ceva, nu mai pot să stau, pentru că s-au întâmplat multe și nu pot să fie vinovați numai antrenorii și jucătorii. Acum da? Nu știu dacă n-a făcut niciun anunț, pur și simplu, nu s-a prezentat la meci. Pe dânsul a anunțat, nu? Când am vorbit, când l-am sunat noi în direct, da? Ne-a spus că se gândește la asta și că n-a fost lăsat, a dat de înțeles că n-a fost lăsat de ceilalți să plece de administratorul judiciar și... Dar altfel dânsul pleca pentru că e și grea situația asta. Nu mai înțelege nimeni nimic la Dinamo. Eu nu mai înțeleg nimic. Chiar se făcea, am văzut o discuție astăzi pe un alt post de televiziune care spunea, dom'le, cum ai transferat, că sunt comisioane, că sunt... Ce comisioane, frate? Că jucătorii ăștia cred că trebuia să dea ei comisioane ca să vină să joace la Dinamo 1. Pe cuvântul meu, așa, ai impresia că trebuie să vii cu bani de acasă, să dai tu, ca să poți să te... să mai joci că ai jucat și pe Liga 1. O statistică paralizantă, aș putea spune. Dinamo a bătut orice fel de record, a folosit 53 de jucători într-un sezon. Ce înseamnă asta, Florine, tradune tu? 53 de jucători și nu e terminat sezonul ăsta, adică în sezonul regulat, să spunem, mă rog, și cu primul meci din play-out. Încă ce omogenitate, Până la omogenitate arată
o lipsă și de... Și cinci antrenori, vorba lui Severin. O lipsă de strategie. O lipsă de coerență în decizii, de care mie, sincer, îmi pare rău, pentru că tot vorbim zi de zi, la fiecare colț al străzii se vorbește de Dinamo, sunt întrebat pe stradă de Dinamo și nu prea mai știu ce să mai răspund. Se vrea, sunt oameni pe acolo, câțiva oameni, dar puțin, părerea mea, care vor să facă ceva, dar nu e suficient, pentru că în momentul de față eu cred că lor le lipsește partea sportivă și mă refer aici la rezultate, la puncte, ca lucrurile să funcționeze per total puțin mai bine. Dar e clar că de ceva vreme lucrurile s-au deteriorat considerabil și... Parcă seamănă mai mult cu Mediașul acum, Dina. Adică cu Mediașul de acum sau? De acum, ăla a fost bun. Ăla era echipa da, de primele dacă e să facem o medie, domnule Crăciunescu, te speri, nu? Practic fiecare antrenor se poate spune că a avut 11-le său. Dacă sunt 50, aproape 55 de bine, jucători aici, aduși și 5 de antrenori. Ori pe cine bagi, tot aia este. Tot rezultatul ăla. Eu așa slab s-au prezentat cu Rapidul, că nu venea să cred. Bine, l-au lipsit 5 jucători, 4-5 jucători, dar și cu ei, nici nu știu ce să zici. Că... Au făcut 1-1 de două ori în sezonul regulat, cel puțin cu Rapid. Bine, în deplasare te doare capul când vorbești de Dinamo în deplasare. E fără precedent. Două remize mari și late, una cu UTA, una cu Rapid. În rest, toate meciurile pierdute. Că Dinamo e într-un punct de minim acum. Să vedem, cum spuneți, în ce măsură își vor reveni pentru baraj. Vorbesc că... Jucătorii, mă sperie și ce spun jucătorii, că nu se conectează, ok, dar de ce nu vă conectați? De ce? Cine a zis? O să-i auzi și comentăm imediat. Da. Dușan Urin, Vlad Morar și Răzvan Grădinaru. Am mai auzit asta cu conectatul. De ce greșesc arbitrii la unele meciuri? Că se concentrează să nu greșească la echipa respectivă și greșesc. Vedeți? Ajunge și la arbitraj imediat. Cum e cu Târgoviș, te uite, de exemplu. Ajunge. Eu când am avut umflat râsul, pe cuvântul meu, când am auzit, dom'le, că se concentrează să nu greșească în defavoarea lui Târgoviș și greșesc. Haide să-i ascultăm pe dinamoviști. I must prepare team for Baraj, yes, and because Baraj is close, and that's all. And we must improve a lot of things. Yes. When I coming second time here, and we saved him, was a worse situation than now. But it's not a very good situation also now. Yes. And I hope we have a lot of injuries players, and they come back. Am început foarte prost prima repriză. După a doua, cred că am avut mai multe ocazii de a marca, dar, din păcate, am început play-out-ul cu stângul. Nu vreau să comentez despre antrenor, nu e treaba noastră, oricine o să fie, o să dăm totul. Sper că o să câștigăm meciuri, să ne apropiem de celelalte echipe, dar va fi foarte greu să le ajungem, pentru că sunt foarte multe puncte, dar sperăm să prindem barajul și să terminăm bine acest an. Este un moment dificil, fiindcă am pierdut 3 puncte, mai ales într-un derby, ne cerem scuze fanilor și pe noi este presiune, sperăm ca jucătorii să reziste la presiune, fiindcă poate unii nu rezistă atât de bine la presiune, nu fac față, sper să arătăm mai bine în meciurile viitoare și să aducem punctele, până la urmă să jucăm proști, să câștigăm. Punctele se duc, retrogradarea e aproape, ne e frică, dar trebuie să ne montăm, fiindcă până la urmă suntem la o echipă mare, la un bred mare și e dificil să vezi atâția oameni cât se susține echipa asta să-și pună speranța noi și noi să-i dezamăgim. Punctele sunt din ce în ce mai puține, Clinceni este la 2 puncte, dacă ne ajuns să ne fie frică și de Clinceni, înseamnă că nu știu ce să mai fac. Îmi vine să mă las de fotbal când mă uit că mi-e frică de Clinceni în momentul de față. Nu m-am gândit niciodată, de asta am și venit la Dinamo, fiindcă am crezut că vom face treabă și cred în continuare că vom face treabă. Este un brand, trebuie să salvăm. Dacă, Doamne ferește, Dinamo va avea probleme cu retrogradarea, fiindcă nu vreau să mă gândesc, că nu contează că au fost 5 antrenori. Jucătorii sunt în teren, trebuie să-și facă treaba. Cred că noi vom fi cei mai huliți până la urmă, fiindcă trebuie să dea randament pentru aceste culori. Da, cursiv au vorbit, dar ce au spus nu prea cadrează cu ce ar trebui să facă. Adică mi-a plăcut și discursul lui Morar și al lui Grădinaru, să ne înțelegem. Doi dintre fotbaliștii veniți de la gaz metan.
E mai mult decât discursul lui Stoican, că m-am săturat de discursul la Dinamo. Vrem niște fapte, că mai mult decât Stoican, care a vorbit cel mai bine dintre toți. Și tot l-au schimbat. Da. Trebuie să mai fie și rezultate, că discursul... Asta cu schimbatul antrenorului, eu n-am prins-o pe asta, nu-mi rezultă, dar vom vedea probabil în timp. Mai e ceva de adăugat despre Dinamo noi, nu? Dacă să le ții pumnii în ce urmează. Dar programul lui Dinamo, Doamne Dumnezeule, deci m-am uitat și am văzut programul lui Dinamo. Dar nu știu, nu-i văd așa bine. Ei vorbesc bine, într-adevăr, jucătorii, sincer, mă pun în pielea lor, doar că acum cred că sunt și ei conștienți că doar punctele trebuie să vorbească pentru ei, știi? Că aici este toată chestia. Sepsi Chindia Craiova urmează. Da, da. Și am văzut Sepsi. Dinamo nu, știi ce, Dinamo așa pe hârtie, exceptăm, nu știu, problemele din apărare unde ar putea să mai fie niște soluții în plus, ceva îmbunătățit. Dinamo pe hârtie, în fața. Dinamo pe hârtie, luat lotul așa pe posturi. Nu e o echipă de poziția aceasta, părerea mea, de poziția câtea, 14-a, 13-a, pe ce loc e? Depinde cum s-o cotești, dacă e să de la 1 la 10 e pe 8. Da, deci da, nu este de poziția asta, dar ceva acolo nu se leagă. Nu știu ce anume, pentru că nu mai sunt acolo, dar îmi pare rău de situația lor. Bun, spuneam că ieri a mai fost un meci, dar vom reveni, haideți să intercalăm și arbitrajele. A fost un meci chiar spectaculos. Numai o paranteză, singurul lucru bun, nu bun, extraordinar pe care l-am văzut la Dinamo, au fost suporterii care au venit cu mulți bani și au ajutat și echipa. Un lucru extraordinar. Corect, dacă te gândești că suporterii l-au impus acum pe Urin, bine, mă rog, să sperăm că e mutarea bine, câștigătoare pentru ei. S-au spus o părere, e suporterii, dar nu ei... au dus Dinamo aici. I-au ajutat Dinamo să mai fie încă aici. Dacă nu erau ei, nu cred că mai erau. Bun.